Bună ziua! Sunt Georgiana, iar dacă leșin, să știți că e de la emoții, nu face parte din speech, puteți să aruncați o găleată de apă peste mine, că nu mă supăr. Mulțumesc pentru introducere. Da, am fost la MIT Bootcamp. Pe lângă asta, așa cum spunea mai devreme, în primul rând sunt mamă. Sunt mamă de doi băieți, Roman de 5 ani jumătate și Călin de 3 ani. Sunt soție, sunt fiică, sunt soră, sunt prietenă, sunt colegă și sunt manager la Grapefruit. Sunt în Grapefruit de 9 ani și mă mândresc cu asta. Am o echipă minunată și astăzi nu am venit să vă povestesc foarte multe despre MIT Bootcamp, pentru că de aproape un an de zile numai despre asta vorbesc și nu mai știu ce să mai spun nou. Am venit să vă mărturisesc că, de fapt, eu sunt o rebelă. Și așa m-am născut. Și mai mult de atât, societatea m-a făcut rebelă, m-a numit rebelă. Rebelă în copilărie, rebelă în adolescență, rebelă la familie, rebelă la servici, rebelă în sus, rebelă în jos. Dar, de fapt, termenul ăsta mă reprezintă pentru că așa sunt eu și nu că sunt o rebelă pentru că vreau să demonstrez ceva cuiva sau să fac lucrurile pe dos sau să încalc reguli ca să arăt ceva, ci pentru că așa sunt eu. Întrebare, câți rebeli considerați că sunteți? Câți din sală? Wow! Super! Mă bucur, acum mă înțelege cineva și mă va înțelege când voi povesti ce nebunie am făcut eu și cum am ajuns la MIT, că totuși asta era tema prezentării. Practic, un rebel aleargă la nesfârșit și nu se liniștește până nu-și găsește locul. Cel puțin așa s-a întâmplat la mine. Și explorează mereu, testează noi limite, încalcă reguli ca să se simtă bine. Dar să vă povestesc cum stă treaba. Pentru cei din Iași, am copilărit în Dacia. Este cineva din Dacia? Nu văd oricum, că sunt lumini, dar sper să fie cineva. Este un cartier de Golani. Și acolo am crescut și am crescut bine. Am fost la noi în bloc, numai băieți din generația mea și două fete. Eu și prietena mea Anca din copilărie și prietena mea de acum, pe care recunosc că o uram când era mică. Pentru că era cu minte, era fetiță, era ascultătoare și mama mea tot timpul mi-o dădea exemplu. Vezi? Anca n-a plecat de acasă. Vezi? Uite cum face Anca. Vezi? Uite cum nu face Anca. Tu de ce nu faci așa? De ce nu te joci cu ea? Dar eu aveam alte preocupări. Mă jucam numai cu băieții. Și făceam o groază de nebunii. Nebunii foarte faine. Mergeam în piață și furam pepeni. Și spărgeam în spatele blocului de perete și mâncam apoi până ne mozoleam și ne făceam ca niște porci. Săream boscheții de pe gardul școlii până cădeam acolo de foarte multe ori și mă scoteau julită, toată rănită. Făceam explozii la propriu. Stăteam numai în copaci, plecam cu tramvaiul de acasă prin cartier în condițiile în care aveam doar câțiva ani, nici nu cred că aveam 10 ani. Și partea interesantă este că pe deasupra, pe lângă faptul că eram obraznică, eram și urâțică rău când eram mică. Eram atât de urâțică încât mi-am decupat poza din clasa 1-i, ploza de grup a școlii, pentru că nu mă puteam uita la ea. Mi se pare că eram cea mai urâtă fată, cel mai urât copil din poză. Eram obraznică, eram urâtă și eram extrem de slabă. Și nimeni nu mi-a spus în copilărie, Georgiana,
nici măcar acum unchiul meu și acum mă strigă sche. Și aveam toate poreclele din lume care derivă de la schelet. Scheletron, schijă, țânțar, ce vă imaginați, alea erau poreclele mele, eu eram, răspundeam la fiecare. Și odată cu speech-ul ăsta de la TED, pe măsură ce încercam să-mi găsesc tema și să văd despre ce vorbesc, m-am întrebat de ce cred eu acum, că asta cred și eu, că am fost atât de rebelă în copilărie. Și ce a însemnat asta? Stat, m-am gândit, mi-am răspuns foarte ușor, dar în primul rând m-am întrebat dacă a fost vorba de răzvrătire, dacă voiam să mă răzbun pe cineva, dacă voiam să demonstrez ceva, dacă voiam să încalc toate regulile doar ca să le încalc, dar era vorba de libertate. Pentru că așa mă simțeam eu, așa mă simțeam liberă, așa simțeam că nu am un gol în stomac în momentul în care fac ceea ce mi se spune, când și cum mi se spune, și că fac lucrurile my way, pentru că așa mă simțeam bine. Și m-a întrebat un prieten de-al meu, discutând despre această temă, bun, dar ce înseamnă pentru rebelă pentru tine? Păi nu înseamnă nimic. Mă simt bine, pur și simplu mă simt bine așa. Anii au mai trecut, am mai crescut, m-am mai maturizat și am făcut pregătire în liceu 2 ani la istorie ca să dau la facultatea de drept. Dar cu o săptămână înainte de examen m-am răzgândit și m-am înscris la facultatea de economie. De ce? Pentru că mi-a venit mie după 2 ani și m-am gândit că și eu cum o să stau eu să tocesc legi și să scriu contracte și documentații toată ziua. Și atunci am dat la facultate de economie. Am intrat la cutaxă, am rămas la cutaxă și am fost și exmatriculată în anul 3 de facultate pentru că am fost prinsă copiind. Și recunosc că mi-a fost extrem de rușine și că niciun coleg de-al meu din grupă nu știa că sunt exmatriculată și nu înțelegeau de ce profesorii în anul 4 de facultate nu mă găseau niciodată în catalog. Că eu eram în anul 3 și trebuia să recuperez examenele ca să trec în anul 4 și le făceam în paralel. După facultate, am plecat la București, m-am angajat într-o multinațională, Cătălin, ești în sală? Și am început să mă educ, să mă educe, de fapt, corporația. Și plecam acasă, nu eram obișnuită să muncesc atât și să stau de dimineață până seara la program. Eram singură, într-un oraș necunoscut. Și plecam acasă de la birou și cu mâna pe inimă vă spun că în prima lună dormeam îmbrăcată, nespălată, nemâncată. Pentru că nu mai eram în stare să fac toate lucrurile astea. După ceva vreme, un an și un pic, am fost contactată și am primit oportunitatea de a reveni în Iași la Grapefruit. Mi-a luat cam 6 luni de zile să mă hotărăsc, pentru că mi-era frică. Mi-era frică de mine, mi se părea că era un eșec să mă întorc acasă. Mi-era frică de ce vor spune cei din jur. A, uite-o pe asta, n-a reușit și a venit înapoi cu coada între picioare în Iași. Și mi-era frică de multe lucruri. Dar am decis, după doar 6 luni de zile, și m-am întors. Și într-o seară, merg la club cu actualul meu soț, pe vremea aceea necosătoriți, mi-aduc aminte pe copou, urcam copou în fustiță, pe tocuri, am decis că vrem să facem un copil. Și ce să mai așteptăm, să ne mai căsătorim, cățel, purcel, casă, masă, hai să-l facem cât suntem tineri, că vrem să fim o familie tineră, părinți tineri și hai. Surpriză! Pe o lună am rămas însărcinată. Chiar s-a întâmplat? Da, am fost șocați, dar am primit vestea asta cu bucurie și fericire și eram atât de fericită încât am sunat-o pe bunica.
bunica de la țară. Bunica, să-ți spun, am o veste pentru tine, stai jos pe scaun. Da, mamă, spune-mi, sunt însărcinată. Poftim? Da! Te bucur? Mai, Georgic, mai, dar dacă te las băietul și ăla? Da, și o să zic lumea necăsătorită. Și spun eu în sat, nepoata mea face un copil din flori și... Bănuiesc că vă imaginați discurs până la final. Am fost și eu șocată, că ea era șocată, dar în final mi-a păsat, pentru că eram liberă, mă simțeam bine, chiar dacă poate am fost irresponsabilă pentru unii, am vrut să o fac și am făcut-o. Însă, nemai fiind vorba despre mine, am decis să ne căsătorim când eram însărcinată în 6 luni, ca să nu crească copilul într-o familie, nu știu, deformată, cum ar spune unii, și să nu-i afecteze decizia mea, decizia noastră de nebuni, viața copilului. Și ne-am căsătorit și a fost ok. Și am realizat că pe parcurs, toate deciziile pe care le-am luat și tot ce am făcut au însemnat libertate. Și mai mult decât atât, ca să fiu cu adevărat liberă și să nu am golul ăla în stomac, am conștientizat că asumarea stă la baza libertății mele. Și să vă povestesc că, da, mi-am asumat că eram slabă, urâtă și schelet în copilărie. Mi-am asumat că am rămas însărcinată înainte de căsătorie. Mi-am asumat și mi-asum în fiecare zi, vă garantez, că sunt blondă și mă lupt cu prima impresie foarte mult, mai puțin atunci când n-am mai rezistat și m-am săturat să fie etichetată, dar pentru scurt timp, că am revenit la culoarea mea, pentru că asta sunt eu și așa mă simt bine. Și de fapt, am mai crescut, m-am mai maturizat și ce a însemnat pentru mine asumarea supremă? În ianuarie 2016, cu degetul tremurând pe mouse, am dat drumul la un comunicat de presă, mult așteptat, în care Grapefruit anunța un nou managing director și eram eu. Și după ce am dat send, mi-a venit efectiv să mă bag sub masă, să închid ușa, să trag jaluzelele și să nu mă vadă nimeni. Și ce e interesant este că eu, de fapt, eram managing director din ianuarie 2015 și nu știa nimeni, știau doar colegii mei, pentru că mi-a fost frică să spun. Mi-a fost frică de mine, că nu sunt suficient de pregătită, mi-a fost frică de părerea celor din jur, că cine e asta și ce face și ce a făcut. Mi-a fost frică că o să fiu comparată cu foștii manageri ai companiei și multe alte frici. Și în final am depășit, m-am pregătit și am anunțat. Și ca să ajungem la tema de astăzi, mi-am dorit un produs digital pentru grep. Și n-am aplicat oriunde, ci am aplicat la MIT. După un întreg proces de recrutare, am fost acceptată la MIT și am plecat la Boston anul trecut. Și am intrat într-o altă fază, în adaptare. De la rebelul nebun din copilărie, la rebelul care și-a asumat deciziile pe care le-a luat, la rebelul adaptat. Pentru că nu mai erau aceleași reguli, nu mai cunoșteam terenul de joc, nu mai erau aceiași jucători și mi-am dorit să mă adaptez. Dar nu puteam chiar așa să nu fac ceva, să nu încalc o regulă. Și în prima zi trebuia să ne alegem echipa cu care să lucrăm și să dezvoltăm un produs. Și mi-am ales echipa, pe la 9 seara era deadline. Mi-am ales echipa
Și am stat și m-am gândit, nu eram suficient de mulțumită pentru că nu era suficient de challenging și mă simțeam în zona mea de confort. Și am vrut să mă autodepășesc și am încălcat regulamentul. Nimeni nu mai avea voie să schimbe echipa după 9 seara. Și toată noaptea am umblat să cunosc toate celelalte echipe, să o găsesc pe cea care îmi bagă adrenalină în venă. Am găsit-o și a doua zi dimineața a venit managerul bootcamp-ului să mă ia într-o discuție privată, mi s-au tăiat genunchii, dar de fapt vrea să mă întrebe dacă mă simt confortabil, dacă sunt ok, știi, you know, regulamentul spune asta, dar e ok să rămâi în echipa asta. Și m-am adaptat în sensul că eu mi-am dorit să am un rol de executant, operațional, unde să nu iau decizii, unde să nu spun eu oamenilor ce să facă sau cum să facă. Și nu a fost ușor. Venea să mușc din masă de cel puțin 10 ori pe zi și să mă ridic, a, că facem așa, că stați să vedeți că planning-ul e ăla, că hai să decidem o dată. Dar în final nu. M-am adaptat situației, momentului și am trecut mai departe. Până în ultima zi, când am clacat. Și la Demo Day, Demo Day a fost ultima zi, unde trebuia să ne prezentăm, să piciuim ideea. Și eu aveam partea de business. Și la o întrebare a juriului, m-am blocat, efectiv. Nu am putut să deschid gura, cred că nici nu știu, de fapt, 30 de secunde, un minut. Și parcă eram sub apă și auzeam majul. Și vedeam răspunsul pe tablă, scris frumos, aliniat, cu bulleturi și nu am putut să răspund. În final m-am adunat, am răspuns, nu știu ce, că nu mi-amintesc dacă am răspuns ce trebuia sau nu, și m-am simțit cumplit. Aveam puțin și leșinam în timp ce mă duceam spre scaun să iau locul în amfiteatru. Și practic, ce am realizat despre mine cu acest speech este că dacă nu aș fi fost rebela din copilărie și nu aș fi făcut toate nebuniile și nu aș fi încălcat toate regulile posibile, probabil că nu aș fi fost astăzi așa aici. Dacă nu mi-aș fi asumat toate deciziile pripite, de cele mai multe ori responsabile pentru mine și pentru alții, cu siguranță nu aș fi fost aici. Și dacă nu m-aș fi adaptat în momentul în care nu mai era vorba despre mine, era implicată și viața altora, cu siguranță nu aș fi fost aici. Și practic, da, asta înseamnă libertate pentru mine. Să știu cine sunt, să mă accept, să-mi asum deciziile pe care le iau și să mă adaptez în momentul în care nu mai este vorba despre mine. This is who I am. Mulțumesc!